mult, Marian, vă mulțumesc amândurora, le mulțumesc și tuturor colegilor noștri care ne-au urmărit astăzi. Înainte de a o invita, mă rog, de a-i transmite Dianei microfonul pentru partea de încheiere a acestei sesiuni, aș vrea să spun că rezultatele acestui chestionar, așa cum bine ne întreba cineva, vor fi în mod evident transpuse în decizii ale echipei de management a Universității de Vest din Timișoara. Tot ce funcționează bine va fi încurajat, tot ce funcționează mai puțin bine va fi corectat. Până la urmă, acesta este rolul acestor chestionare pentru a le transpune apoi în decizii. Cred că acesta este și spiritul în care putem să încheiem această întâlnire din punctul nostru de vedere, și anume că aceste instrumente sunt extrem de utile pentru luarea deciziilor. Personal, sunt adeptul luării deciziilor doar pe evidence-based data, adică totul trebuie fundamentat, probabil că asta vine și din structura mea de fizician, așa că întotdeauna trebuie să fundamentăm orice tip de decizie. Eu sper că rezultatele prezentate de noi lasă loc de reflexie pentru toți cei care au participat astăzi și le mulțumesc încă o dată tuturor. Sunt foarte bucuros să constat că într-o majoritate covârșitoare, toți cei care s-au înscris la început pe platformă au rămas până la sfârșit, ceea ce arată că totuși prezentările voastre au fost de interes pentru toată lumea. Mulțumim, Diana, pentru găzduire și eu mi-am încheiat sarcina de moderator pentru astăzi, așa că îți transmit ție microfonul acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Mădălin, Marian, Irina, ați fost foarte temeinici în prezentările voastre de astăzi, ceea ce poate să ne determine că avem, să zicem, o prezentare foarte exhaustivă, poate chiar, a ceea ce s-a întâmplat în această perioadă în mediul online, în Universitatea de Vest. Și noi derulăm în Politehnică un chestionar aproape, poate chiar similar, poate mai adăugăm ceva întrebări din seria voastră ca să putem să comparăm rezultatele. S-ar putea să fie chiar interesant ce va ieși în aceste condiții. Înainte de a încheia, doresc doar să vă spun că veți primi, pentru că este o chestiune ceva mai nouă, veți primi un badge acesta, îl și arăt, absolut toată lumea care s-a înscris la acest webinar și a participat și v-ați dat adresa de e-mail corectă. Vă rugăm să verificați și în spam și în junk dacă cumva nu găsiți atât chestionarul de evaluare care l-am pus și aici în chat, dar și pentru a vă putea găsi badge-ul. Este un mod în care puteți să vedeți, să zicem, să vă validați participarea la aceste webinarii. Este participarea la al doilea webinar, așa cum vedeți. Toate webinarele se găsesc cu informații pe site-ul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Prezentatorii primesc un open badge, ceva mai un certificat digital, ceva mai interesant. Ele se pot descărca, primiți linkul în e-mail unde să mergeți, să-l accesați, este unic, de acolo puteți să-l și tipăriți, să-l distribuiți pe rețelele sociale, să vi-l includeți în profilul dumneavoastră din site-ul personal de pe universitate sau de oriunde. Vă invităm de asemenea săptămâna viitoare la webinarul care va fi, cum îi zice, arătat și inclus în această serie, care va fi despre utilizarea resurselor educaționale deschise, a cursurilor masive online în educație. Colegele și prietenele mele, Carmen Holotescu de la Universitatea Ioan Slavici, Gabriela Grosec de la Universitatea de Vest și cu mine, moderate de colegul nostru Vlad Mihaescu de la Politehnica din Timișoara, vom prezenta despre cum puteți să folosiți și vă vom da foarte multe informații despre biblioteci multiple online și cursuri online care sunt libere, sunt accesibile și pe care puteți să le integrați în cursurile dumneavoastră, din perspectiva a trei universități și domenii foarte diferite de experiență. De aceea am decis să facem în acest mod, să sperăm că ne va ajunge timpul să putem să vă prezentăm cât mai mult. Puteți să vă înscrieți la acest webinar. Colegii mei au pus link-ul aici, este un tot pe site-ul celui vor fi toate informațiile, v-am pus direct link-ul pentru înscriere. Înscrierea de la acest webinar nu vă permite automat accesul webinarului viitor,
Fiecare webinar trebuie să vă scrieți separat, este parte din protecția datelor și confidențialitate pe care noi o aplicăm constant și continuu. Aceste webinarii sunt publice, dar bazate pe înscriere, sunt gratuite. Cine dorește după aceea poate să le vizualizeze de oricâte ori dorește pe canalul de YouTube al celui, pe pagina noastră. Aveți acces după aceea la toate prezentările, dar ca să puteți să interacționați cu noi în mod direct, trebuie să vă înscrieți și să puteți să participați la webinar. Încă o dată vă mulțumesc tuturor! Sper să ne vedem și miercurea viitoare. După aceea va veni Universitatea Tehnică din Cluj, după aceea probabil Politehnica din București și alte universități. Seria noastră de webinare vor fi cel puțin 8. Le vom ține până în iunie. Să sperăm că ne mai și vedem față în față până atunci, dar noi oricum vom continua. Vă mulțumesc mult, Mădălin, Irina, Marian. Mulțumim Universității de Vest. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim. La revedere.